câștigat unul dintre cele mai cunoscute concursuri de cooking talent, concursul de cooking din România, a câștigat MasterChef mai exact. Este o femeie altfel cu zâmbetul pe buze, cu trei copii, care la un căruia la un moment dat i-a ars casa și care realizează o emisiune de televiziune chiar la, chiar la un post național de televiziune. Așadar, acum însă veți afla, conform spuselor invitatei noastre, în a cărei casă se află colega noastră Denisa Biță, un lucru absolut șocant care nu concordă cu nimic din ceea ce însemna imaginea acestei femei. Este posibil ca această femeie, care părea să fie un exemplu, să lasă, plece dintr-o casă cu mari datorii și să lase casa devastată? Să vedem. Denisa. Bună seara! Bună seara, Cristi. Într-adevăr, ne aflăm alături de Rodica, în casa în care a stat aproximativ 2 ani. Da. Haideți să nu-i pronunțăm numele, te rog frumos, însă încă de la început. Și să ne arăți ușor, ușor, ești foarte emoționată. Da, și foarte șocat. Nu se întâmplă nimic. Hai să mergem ușor, ușor, să ne arăți ce s-a întâmplat. Cel mai bine e să ne povestești. Că degeaba spun eu, pentru că nu am nicio dovadă și nu știu ce s-a întâmplat. Unde intrăm prima dată? Mergem în sfragere. Aici becul, eu îi lăsasem totul frumos, s-a scos ușa, a lăsat-o așa, becul nu funcționează, a improvizat eu puțin, am pus așa ceva. Hai să începem să aprindem puțin, ca să avem puțină lumină. Am improvizat așa. Aici este living-ul. Da, da. Ce probleme avem aici? A scos ușa, a lăsat-o așa. Ușa este scoasă din mama. Mizerie mi-a lăsat aici, am strâns ușa, toată sâmbătă am muncit și am făcut curat, că erau frimituri și s-a umplut casa de gândaci. Deci e plină de gândaci, trebuie să deratezești. Dar ușa scos doamna din Balamale, nu era scoasă înainte? Nu era scoasă. Era okay. Pentru a-și scoate ea mobilierul, că a avut mobila ei. Deci și-a avut... Am înțeles. Ok, deci ușa este scoasă din Balamale. Ce să vă zic, mizerie de nedescris, am strâns eu la baie, uitați. Masca, nu știu ce să... Întrebătorul ați spus să nu merge aici în living? Nu, nu, nu. Ușile toate sunt... La baie ce pagube aveți? Aici a lăsat, nu știu ce, a stricat ușa. A avut, cred că, animal de casă, ceva de gen. Așa, aici masca. Masca de la ghiuvetă, de la cadă scoasă. Gândaci, uitați. Deci poftiți. Eu nu... Ce să vă zic? Eu n-am avut niciodată gândaci aici. Da, nu v-a anunțat aceste probleme, că, nu știu, au început să apară gândaci, că ar trebui să faceți ceva sau... Au zis de ceva ce nu exista. Au zis că după și am venit cu instalatorul, că aici curge. Și când a venit instalatorul, m-a șocat. A zis, doamna, ce zice doamna respectivă? Că nu e adevărat. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe. După ce pe aici a perit, i-a murdărit tot, i-a făcut igienizare. Aici ceara a lăsat pe jos și mi-a dat foc la comodă. Comoda asta era în stare bună. Uitați, ceară, nu știu ce. Aceasta este ceară? Da, da, cred că făcea niște, nu știu, încatații, nu da, știu. Într-adevăr, este ceva. Ceară. Mizerii pe toți părinții. Aici s-a plâns, într-adevăr, că nu-i funcționează asta, dar, sincer, asta nu-i motiv să lași neplătit totul. Am înțeles, o să ajungem și acolo. Aici a stricat și asta, așa, ce să vă zic, în general pe distrugere, tot ce puteți să distruge. Uitați. Deci trebuie din nou renovat. Acum trecem unde au stat copiii. A stricat tot. Aici, deci camera asta e distrusă. Aici mai aveți clanță? Da. Aveau acolo puse două, cum să vă zic, uitați-le. Jaluzele omenești, le-a scos. Nu știu de ce s-a certat cu ele. A scos clanțele, a rupt. Aici a murdărit tot. Deci trebuie să igienizez tot apartamentul. Ceea ce mă va costa peste 1000 și ceva de euro. A lăsat deci o pagubă foarte mare. Am înțeles. Aici ce... Au rupt toate rafturile. Da, le-a rupt. Sertare căzute. Da, deci până să vină erau... Și-au adus echipamente de bucătărie. Nu știu ce și-a adus. Chiar nu știu ce a distrus. A stricat mașina de spălat. Deci nu a folosit-o corespunzător. Îi trebuie și ei să mai fie curățată, să mai... Da, lucrurile nu erau așa înainte de a veni doamna aici? Nu, nu, nu. Totul era curat și igienizat proaspăt. Deci era apartament curat. Pe aici a lăsat așa, uitați, scris pe aici. Aici cred că au scris copiii. Da, da. Dar puteau să... Așa. Aici au furat pahare, cești... A, gândacul iar apare. Aici a lăsat frigiderul foarte murdar, dar l-am curățat eu. Cum adică aveați aici veselă și nu mai există nimic? A lăsat decât alea. Sunt două, trei farfurii. Dar nu mi-a lăsat niciun pahar, uitați, nimic. Nici cești de cafea, aveai șuca, borcion, furculițe... Tot ce înseamnă într-o bucătărie. Oală avem aici și ce mai are om? Deci a plecat cu obiectele dumneavoastră? Da, da, da. V-a luat obiecte din casă? Da, da, da.
La afară aici aveți mașină, mașină de spălăvase, da. Și s-a prins tot timpul de ghiuvetă. Ghiuveta e reparată, uitați-o. Deci ai refuncționat ghiuveta? Da, într-adevăr. Dar eu am zis, o să-ți o repar. Sau dacă nu pot eu, că nu eram în țară, recunosc. Mi-a fost în țară. O, zic, ne înțelegem, o repar tu și ne înțelegem. Nu, 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 trebuie să vii tu. Zic, păi stai puțin, dacă sunt în spital. Sau cum procedăm? Așa. Aveți aici pe masă, mi-ați arătat mai devreme. Da, a lăsat, m-a dat în judecată. Deci asociația de proprietari și scrie mare. Aici, nu, apar... nu, nu, scuze. Nu pronunțăm numele. Bucătăreasa, scuze. Așa, da, o să pun mâna scuze, aici. Da. Bucătăreasa, așa. Da, scrie numele doamnei. A lăsat aici, pagubă de 14 milioane la întreținere și mă dau în judecată pe 25 noiembrie. Deci am sentință. A lăsat curentul neplătit din august. Da, nu, până pe 25 noiembrie sunteți somată să achitați. Da, altfel mă dau în judecată. Dar văd că doamna are aici restanță, este scris numele dumneiei de 1422. Da. Și dumneavoastră ați rămas cu o diferență de 400... 47, 47 că eu trebuie proprietarul să plătească, e fondul de rulment. Ăla da, ea am mea. Înțeles. Deci dar ea trebuie să-și achite datoria, ca o doamnă. Iar la Enel, uitați, 2200 m-a rugat cu cerul și pământul să plătească pe 16-a și la 11-a, scuzați. Acestea sunt restanțele. Deci da. La întreținere de 1442... Și Enelul până... 221 la... energie electrică. Dar vor mai veni facturi, că e din august. Deci țineți cont că vor mai veni. Acestea sunt facturi da, din sunt august. Vechi. Aceasta este din septembrie. Au... Văd că și aici nu te-ți somată să da, plătiți. E din august și de septembrie și eu tot acumulat aici. Și să mai vine, pentru că scrie data până 31-10. Asta până pe 15-11 aici în apartament și n-a achitat nimic. Deci n-am achitat chirie, nimic. Somată să achitați, altfel vi se va întrerupe curentul electric. Am înțeles. Deci care sunt pagubele produse? Haideți să recapitulăm practic, puțin. Practic, dacă e să... Așa cam 2000 de euro mi-a lăsat pagubă. Deci vorbesc foarte serios. Mi-a stricat mașina de spălat. Deci sunt în jur de 1800 de lei așa. Am murdărit tot apartamentul. Eu trebuie acum 1000 de euro ca să-l igienizez și să fac curat în el. Dar chiria a fost plătită la zi? Este nu, okay? Nu. Din octombrie mi-a mai plătit. M-a amăgit tot timpul să voi plăti când voi putea. Și am zis, Aida, ce facem? Păi cum, te țin aici? Cum să zic, facem filantropie? Nu mai pronunțați numele, vă rog mult de tot. Haideți să nu mai pronunțăm numele. Ok, dar cum s-a întâmplat? De ce ați ajuns la situația asta? N-am cum mai a plecat? N-ați discutat înainte de a pleca? Nu, a lăsat pur și simplu noaptea, am anunțat că vin și a lăsat la cutia poștală cheile și mi-a promis că va plăti. M-a amăgit, practic, m-a păcălit. Stați un pic. V-a anunțat că va pleca din apartament? Da, pe 6. I-am zis eu că nu plătești datorie, că mai avea o restanță din octombrie. Deci v-a anunțat că pleacă din apartament, da, dumneavoastră da. Ați anunțat-o că veniți aici să vă socotiți și să încheiați? Și a fugit. Și seara dinainte a venirii dumneavoastră, dumneavoastră a făcut bagajul, spuneți, da, și a plecat? Da, fugit. Noaptea ca hoții. Și v-a lăsat cheile în cutia poștală. Exact. Știind că mare datorii, probabil dacă era totul corect, nu fugea. Ok, asta s-a întâmplat de 15 vineri. Da, da. Am înțeles. Și ulterior n-ați mai luat legătura? Bă, da, am încercat, am vorbit omenește, civilizat, mi-a promis într-una și m-a amăgit că mă duc la bancă, mă duc îți depun, stai liniștită, calmează, calm, că vedea că eram foarte agitată, recunosc. Și mi-a înțeles că m-a păcălit. Într-una îmi zicea că da. Și am vorbit cu el la telefon. Când ați avut ultima discuție cu doamna? Deci ultima, am vorbit frumos vineri și după aceea luni mi-a trimis un mesaj foarte urât în care a scris că n-a fost mulțumită deloc și am zis, doamne, te-am ținut cu forța și m-a răzbunat. Dumneavoastră aveți mesaj, aveți dovezi? Da, le-am tot în telefon. Ce ne spuneți? Da, poze, tot, convorbirile, deci fără dovezi nici nu apare. Ok, deci ultima discuție, puteți să-mi arătați și mie mesajele dacă nu vă deranjează? Da. Ultima discuție a fost că nu este mulțumită și că nu mai plătește nimic? Da, luni. După ce îmi promisese că, bineînțeles, va achita tot. Asta, bineînțeles, mici. Imediat. Bun, am înțeles că colegii mei au văzut aceste mesaje. Ne uităm și noi. Sunt foarte, foarte multe mesaje. Hai să încercăm să... Am încercat să colaborez omenește, dar ea și-a bătut joc de mine. Și de casa mea și de tot ce înseamnă, nu știu, colaborarea omenească. Putea să-mi comunice toate dolențe, să-mi zică din timp, știu, nu-s mulțumită de casa asta și plec. Și eu nu văd că dumneavoastră îi dați vineri un mesaj în care îi spuneți bună, nu înțeleg de ce și așa mai departe, o trageți la răspundere pentru bănuți. Doamna vă spune că atunci a ieșit de la dentist, dumneavoastră i-ați enumerat aici ce are de plată și vă spune vineri la ora 12:06 că merge la bancă, dumneavoastră îi mulțumiți. Corect. Pentru că va plăti astăzi. Văd că și internetul mai iese de plată.
A zis că pe numele ei și îl transferă, ceva de genul. Am s-o credem asta, că văd că încă nu avem factură. Ok. Deja la ora 13 și 26 de minute a început conflictul. Doamna vă spune așa. Rodica, când ajung la bancă îți scriu. Pe bune, chiar am treabă. Dacă îmi scrii în continuu, nu reușesc să-mi fac treaba, nici să ajung unde am de ajuns. Așa că te rog, lasă-mă, că știu ce am de făcut. Și cu asta nu mi-a plătit nimic. Ok, dumneavoastră îi dați mesaje în continuare. Da, mă supărasem, în care, da, i-ați spus că v-ați supărat. E logic. M-ai supărat foarte tare, nu-mi vine să cred. Până acum ai tot ok, sincer. Nu înțeleg cum brusc ai hotărât să nu achiți. Da, am plâns, m-am intrat un șoc, nu știu cum să mai zic. Practic m-am bolovit-o, a crescut tensiunea la 18, dar asta nu interesează pe ea. Ok, doamna nu v-a mai răspuns de vineri. Văd că duminică, dumneavoastră îi scrieți din nou. Am încercat omenește, domnule. Să achite. Din nou enumerați ce are de achitat. Înțeles că nu. Și nu, și nu, și nu. L-a luat pe număr. Îi spuneți să achite și nu o mai deranjați. Știu că ești o femeie puternică și de cuvânt. Îți mulțumesc anticipat. Astea sunt mesajele dumneavoastră. Mesaje la care din nou nu a răspuns. Luni, din nou, sunt foarte multe mesaje pe care dumneavoastră le dați. Și mi-a scris ea seara când s-a relaxat că de fapt nu mai dă nimic. Că n-am fost vă spune că a stat 3 luni fără ghiuvetă la bucătărie. Aberați. Că v-a rugat să schimbați mobila din baie și că nu ați făcut-o. Nu e adevărat, aici că aminte. Mașina de spălat i-a stricat enorm de multe haine. Scuze că vorbesc peste, a stricat-o ea. Când am venit aici a funcționat. Deci am găsit într-o mizerie ăștia din comunare cum să funcționeze. Cu mucegai și cu tot ce. Ea n-a curățat-o niciodată. Deci nu mi-e rușine să spun pe post. Spune în plus am acceptat să plătesc impozitul, ceea ce nu era de competența mea, ci a proprietarului, pentru că el încasează. Ce impozit? A plătit impozitul la casă în locul dumneavoastră? Nu, doamne ferește, cum să plătesc la impozit? Nici nu. Atunci despre ce impozit vorbești aici? Impozitul probabil se referă, nu știu la ce. Ia vă spuneam, închiriat apartamentul, nu l-am cumpărat să trebuiască să plătesc îmbunătățiri. Și atât timp cât pe tine nu te-ai interesat să-ți faci treaba de proprietar, ai pierdut un client. Consider că mi-am plătit toate datoriile pentru adevărat. Ce servicii mi-au fost oferite. Îți mulțumesc pentru colaborare și sper să nu te comporți așa și pe cu viitorii chiriași. Sau invers, să nu mai pățesc așa, pentru că practic mi-a dat urmărul țeapă. Acesta este un mesaj de luni. Da. Luni v-a spus, doamna, consideră că sunteți cumva chit. Da, dar nu este adevărat. Deci de la minciună la adevăr, întâi îmi promite că plătește și după aia brusc să te închid? De unde și până unde? Sau ce s-a întâmplat între timp? O minune? A plătit cineva în locul ei? Bineînțeles că după mi-am ieșit și eu din pepere. Da, aici văd că îi spuneți dumneavoastră, da, nu o să dau numele pe post, da. Că a mai stat o artistă, o cântăreață la dumneavoastră, da. Și s-a comportat corect. Exemplar, tu ai furat paharele și ceșile de cafea. Ai ars comoda, a stricat mașina de spălat. Mi-a spus oful, pentru că nu mai puteam, deja explodeam. Și mașina de spălat vase. Da, și-a bătut jos de mine. Deci întâi promiți un om că plătești okay, datorile. Ok, multe mesaje. Da, și brusc îți dai seama că nu, ți-ai dat așa o revelație, nu mai plătești nimic. Păi stai puțin, nu ești mulțumit de servicii, pleci în clipa, anunți cu 30 de zile și pleci în clipa următoare. Că nu te țin cu forța. Am spus că dumneavoastră i-ați făcut cumva și o reducere pentru că ați văzut da, cu m-a impresionat, am văzut cu 3 copii. Eu am muncit în spatele ei, vă spun, o zi întreagă să fac curat aici. Și mi-a lăsat OB-uri. Nu pronunțați, vă rog frumos. Pa, scuze. Absorbante? Da, absorbante folosite. Să-i le strâng în casă? Da, înșirate. Deci a bătut joc de mine, maxim. Îmi spuneați că și șervețele de machiante erau cu mardere. Am fotografii, deci nu mai vorbim prea mult, pentru că nu mi-a luat să mă creadă, cum să zic că am fost prost. Recunosc, în fața ei am fost... Și a bătut joc de mine, pur și simplu. Și faptul că mi-a promis tot timpul că va plăti și luni, am explodat, am zis, Dumnezeule, câtă bătaie de joc. Deci poți să fii și prim-ministru, nu știu, cea mai ce, dar nu te iert. I-am și zis, nu te iert. Nu se poate așa ceva. Deci dacă ea venea să se înțelegea cu mine, era tot ok, dar așa nu. Și-a bătut joc și va trebui cumva să nu mai pățească altcineva ceea ce am pățit eu. Și dumneavoastră ce veți face acum? Veți merge și veți achita toate facturile, întreținerea este musai pentru că da. Sunteți deja... Da, seama că sunt obligată. Ea, bineînțeles că prin toate astea nu și nu l-a luat pe numbrații. Mă și amenință că mă dă și în judecată. Zic, ha, și furată și dată în judecată. Zic, mai mult de atât. Mă mai și bați, am zis. Rămâne să mă și umor și gata. Haideți să nu... Da, să ne aproape oricum. Tensiunea mea a crescut din cauza ei și m-am bolnăvit zilele astea, sincer. Deci am plâns non-stop, am avut șoc. Deci nu e ușor să pățești așa ceva. Casa distrusă și neplătite. Și după aia reclamații că n-am fost mulțumită, doamna. Cere scuze, atât am putut să oferim. Da, nu v-ați gândit să depuneți o plângere la poliție pentru obiectele care v-au dispărut? Sincer, asta că nu m-am gândit. Eram șocată, nu m-am gândit nici să chem în seara aia să vedeți exact cum a lăsat apartamentul. Destul, cred că rămâneați șocați, ce mizerie. Frimituri, ce a lăsat aici plin de expirate în frigider. Mi-era scârbă să deschid frigiderul plin cu gândaci.
Eu n-am pământ în viața mea frigider cu gândaci. Deci e prima dată când văd așa ceva. Și am spălat la el. De să vedeți exact dezastrul lăsat de ea. Da, tot un bătaie de joc. Eu sunt uimită să-mi spuneți de o asemenea mizerie. Totuși are 3 copilași, copii. Nu știu cum. Chiar și eu rămân șocată cum putea să trăiască așa ceva. Și greșeala mea că nu venea să o cuturez, dar nu putea să o trage de păr să zic că o zicherea și a fost curată. Că, bineînțeles că întotdeauna peste bol și zicea, dar cine știu. Ce aveți de gând să faceți de acum încolo? Să merg până în Pânzele Albe, să-mi caut dreptatea. Pentru că nu se poate în România 2018, chiar dacă ea este așa zisă, mai sus decât mine, să fie încălcate drepturile omului. Primul mi-a călcat dreptul meu ca om. Și a bătut joc de mine în ultimul hal. M-a umilit, m-a mințit, m-a amăgit. Ce să vă zic, mai mult de atât nu mai am cuvinte. Dacă se purtea omenește, era tot ok, dar, din păcate... Denisa... Vă mulțumim mult de tot. Și vă ținem pumnii și sper să vă rezolvați problema și să ajungeți la o înțelegere. Da, Cristi? Mulțumesc. Da, întreabă pe doamna dacă a avut o garanție, dacă de obicei se dă o lună garanție, se reglează cheltuielile cumva, dacă a avut cumva o garanție și aș vrea să mai știu dacă a avut contractul înregistrat la administrația financiară. Ați avut contractul înregistrat la administrația fiscală, contractul de închiriere? Da, da. Ea a avut această pretenție și m-aș învăța cum, ce să fac și ce. E foarte misteat. Deci contractul, da, a fost înregistrat. Atunci are o problemă, că poți să te duci cu contractul. Atunci când ați închiriat... Am garanția. Vă spune Cristi că avea atunci acum, puteți să mergeți cu contractul și să rezolvați și garanție v-a lăsat doamna când a închiriat apartamentul? Știu că așa se procedează. Da, dar n-a plătit chiria, deci nu se acoperă. Ea a fugit practic... Cât v-a lăsat garanție? Uitați, 400. Dar ea n-a plătit 2 săptămâni din noiembrie. Dar există o garanție de 400 de euro. Stați puțin, dar n-a plătit în octombrie și n-a plătit în noiembrie. Deci eu nu iau adică, nimic în plus. Adică chiria din luna octombrie ar fi undeva la 400 de euro. Și n-a mai plătit nici în noiembrie. Și pentru jumătate din luna noiembrie... Gratuit sau ce facem? Mi-a dat decât 100 de euro acum, de euro și am bătaie de joc. Așa, trebuie să o rog cu ceruși pe unul, am zis, te rog. Mai dat 100 de euro când? Prin octombrie trebuie să mai vin una. Cred că pe 15, eu de obicei pe 17, dar tot timpul mă amăgea. Deci asta era rău platnic. Adică a rămas 300 de euro din luna octombrie, da, plus 200 de euro din această. Deci nu acoperă, de aia și fugit. Deci, în mod normal, nu lași la cutia poștală, chei, tot. Eu am avut puțin șoc când am auzit, am zis că nu cred. Nu mai vin să cred. Mi-a dat seama că nu va mai plăti nimic. Deci un om normal nu face așa ceva și serios. Stă față în față, discute, ajunge la... Eu înțelegeam, putea să-ți scărudică, știi, nu, îți dau, cum că nu am. Sau îți dau mai târziu când pot, sau... Și era tot ok, erau omeniște, nu mai ajungeam la așa discuții, dar... N-am ok, vrut. Vă mulțumim mult de tot, vă sfătim să apelați la un avocat și să vă rezolvați problema și ne țineți la curent. Da. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Multă baftă, să vă rezolvați problema. Mulțumesc mult. Da, țeapa asta cu ultima chirie neplătită și lăsat cheile în cutia poștală este clasică, se întâlnește foarte des în București, foarte clar. Bine, ca să înțelegem, persoana care este obiectul, doamna bucătar, doamna șef, a declarat că într-adevăr nu a plătit pentru că a vrut să-i dea o lecție doamnei, să știe și ea cum este viața, și pentru că nu i-a reparat chiuveta la timp. Sigur, acum, lucrul ăsta nu scuză sub nicio formă în orice situație de pe planeta asta, nici vandalizarea, nici măcar răzbunarea, pentru că pentru asta există alte metode prin care se face și în orice caz, ce să facem acum? Dacă cineva ne face o nedreptate, ne ducem și dăm 2 capete în gură, că noi credem că așa ne răzbunăm? Nu! Pentru că atunci, evident, lumea se poate duce la poliție. Prin urmare, asta este declarația. Așteptăm să vedem subiectul acestui caz. Neanu a spus că s-ar putea să vină luni în emisiune. Noi o așteptăm cu foarte mult interes, pentru că am încercat să înțelegem și noi ceva din această poveste, care, sincer, și la propriu și la figurat, miroase foarte urât. Da, să vedeți și urmează.